Tot ceea ce ne-a fermecat în copilărie retrăim acum de sărbători alături de copiii noștri. Adelina Pestrițu ne spune cum stau lucrurile la ea în familie. Bine ai venit! Bună! Bine v-am găsit, dragilor! Ce faci? Arăți foarte, foarte bine, normal! Foarte bine, mulțumesc! Pe ultima sută de metri așa am ajuns, e foarte aglomerat orașul, dar e de înțeles pentru că toți oamenii se pregătesc pentru această frumoasă sărbătoare pe care eu o ador, încă de când eram mică. Dar te-ai organizat din timp? Nu. Asta, asta, fiecare am învățat la fel, exact. Îmi propun de fiecare dată să fiu gata în ajunul Crăciunului, dar nu, nu știu. Te enervează foarte tare oamenii ăștia când te întâlnești cu ei în trafic și pe la magazin și zici, mă, dar ce ați făcut, mă, până acum? Nu fiind cu ei, știi, adică, exact, știi, și tot acolo. Chiar n-ați avut timp să vă pregătiți? Cozi interminabile și mi-a fost cel mai teamă că în ultima zi o să fac treaba asta, o să merg să mă întâlnesc cu Moș Crăciun, dar văd că l-am găsit la voi în platou și m-ați scutit de stres. Ce lipsește în momentul ăsta? Adică ce n-ai gata? Practic nu am nimic. Adică, nici nu miroase sarmale în casă, nu miroase cozonac. Tu nu faci sarmale? Păi acum să termin și eu cu ce am de făcut. Plec de la voi și mă bag în bucătărie să fierb sarmalele. Da, le încălzești la microunde. Inspir încredere în... Inspir așa puțină. E bine, viața să avești un backup, că nu se știe niciodată. Da, da, da. Am soacră, am mamă, deci... Și eu zic, de ce să nu mai... Adică e ceva complicat. Deci oricum mai bune n-au cum să ne iasă. Știi, adică, ce face micuța? Foarte bine, foarte bine. Îl așteaptă pe Moș Crăciun, da. Am împodobit împreună bradul. Îi tot explic în fiecare zi cum vine moșul, trebuie să pregătim fursecurile, trebuie să punem cana cu lapte, călduț. Și am tot întrebat-o, și ce vrei de Moș Crăciun? Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Pentru că deocamdată nu suntem la nivelul la care să facem liste și să fim foarte concreți. Dar încă nu m-a lămurit. Nu. Noi suntem în momentul în care chiar am ajuns să amenințăm cu Moș Crăciun. Dacă nu știu ce, nu mai vine Moș Crăciun! Da. Nu e dar bine, măcar sunteți la vârsta la care înțelegeți ce își doresc copii. Adică nu, ce își doresc de Moș Crăciun, mai exact Alexandru, e ceva foarte important, de-aia și ameninți cu cadouri de astea. Ok. Normal. Voi sunteți cu eroi, cu alte... Vai de noi și vai de noi de eroi ce suntem. Noi suntem la Mickey, Minnie, pe acolo. E drăguț. Da. Ați făcut bradul, am văzut. Da. Primul Crăciun în casă nouă și primul Crăciun când Zeni înțelege un pic mai bine sărbătoarea asta. Da, da, da. Și ne bucurăm altfel de acest Crăciun. E diferit, sincer. E diferit și pentru că ne-am mutat în casa nouă și e primul brad pe care îl facem în noua locuință și pentru că ea este la vârsta la care ne putem înțelege într-o oarecare măsură. Se răsfață și evident că este răsfățată tuturor. Acum avem, suntem la capitolul nu e bine să mănânci multă ciocolată, mai ales pentru nopțile alea foarte agitate în care copilul nu mai doarme după ce consumă multă ciocolată. Trebuie să explic eu asta, care sunt mare fan dulciuri. Păi copilul face ce vede. Fiecare etapă e. din copilărie e frumoasă. Dar n-am mai văzut-o în story-uri pe Zeni. Poate că am avut alte postări de făcut și... N-am eu o idee în sine să nu mai arăți. Nu. A, n-am mai văzut-o de ceva timp și chiar mă întreb și mai știu cum arată. Nu, ei, că e o perioadă vino pe la noi că suntem aproape. Se schimbă copiii foarte mult și de asta... Bine, mă rog, nu cred că e o idee foarte bună să o poste zilnic. Dar nu e un plan în acest sens. Și soțul i-a scris scrisorică moșului... Soțul, cred că și el este după moș prin oraș. Da. Suntem în căutarea moșului. Scrisori nu prea mai scriem. Trimiteți link-uri. Da, exact. Asta e planul. Ce ți-amintești așa cu cea mai mare emoție de la sărbătoarea asta de când erai tu mică? Mie mi-e foarte dor de iarna cu nămeți de zăpadă în care eram pe uliță cu Sania, veneam udă din cap până în picioare acasă la bunici, mâncam cozonac cald și nu aveam telefon. Da. Nu? Deci eu cred că oricum telefoanele, gadgeturile în general ne mănâncă foarte mult timp din viață și ne răpesc foarte multe momente importante. Te gândești să faci ceva în sensul ăsta sau nu știu, ai ieri am văzut un documentar, sau... nu știu dacă ai văzut pe story. De mult, am văzut și documentarul, Da. Și te-a pus pe gânduri. Foarte tare. Îți dai seama, eu stând cu telefonul în mână practic toată ziua.
cât sunt trează, am și telefonul în mână. Am devenit dependentă și aș vrea să nu se întâmple asta cu copilul meu sau cu copiii celorlalți din jurul meu, pentru că, într-adevăr, afectează. E o mare responsabilitate, doar că trăim în era asta în care... Nu poți fără. Nu prea poți fără și atunci e foarte greu să găsești măsura. Dar sunt, într-adevăr, foarte multe avantaje, dar în aceeași măsură și, sunt și multe dezavantaje, având aceste gadget-uri și fiind atât de dependenți de ele. Te-ai gândit, spre exemplu, nu știu, să impui niște reguli după ora 9 seara... Greu când ea mă vede pe mine tot timpul cu telefonul. Nu pentru ea, pentru tine mă refer. Și... Tine și relația ta de cuplu sau nu știu... Am făcut un prim pas, nu mai dorm cu el lângă cap. Adică îl țineam aici, lângă pernă. Acum l-ai pus mai jos. Nu. Îl las la parter și dormitorul este sus la etaj. Deci, cumva, am făcut primul pas în această desprindere. De câte ori ți s-a întâmplat în timpul nopții să zici că ți-e sete? Nu am un somn atât de profund. Da, nu? Da. Chiar dorm foarte bine și nu-i duc dorul. Nu-i adică încerc... Primul lucru pe care să-l fac dimineața atunci când mă trezesc, să nu mai iau telefonul să văd cine a scris, ia să vedem ce mai e de făcut, ia să vedem mail-uri. Vreau să încep să mai trăiesc și... În offline. Exact, pentru că e sănătos. Apropo de asta, cum vă organizați diseară? Faceți ceva special? Nu știu, e ajunul? Vine mășcăciun? Colinde. Puneți în casă colinde. Colinde, da. Aprindem toate luminițele, toate instalațiile, toate nebuniile și, evident, dacă vin colindători, noi îi primim cu mare drag. Avem și măști pentru ei. Așa, și pentru voi și pentru ei. Și, da, e o situație atât de ciudată, dar eu sper că în 2021 ne vom aminti cumva așa... un zâmbet în colțul gurii de această perioadă pe care o traversăm. Eu am așa o speranță că totul va fi bine în 2021. Dar nu vine Moș Crăciun sau ceva fizic, nu? Sau încă nu? Ne-a fost un pic team. Păi da, înțeleg. Poate moșul știi cum e, merge din casă în casă. Nu, plus că mai e ceva, nu știi, moșul poate vine singur. Exact. Te trezești cu el pe horn, ce poți să controlezi? Lăsăm să vină singur, nu limităm noi, da. Plus că vorba lui Covele și în grupă de risc. N-are sens să forțez nota, știi? Da. Și mie că dacă se întâlnește cu el astăzi, o să vrea cadouri și astăzi și asta mâine zic. Și, deci, și tot așa. Las-o așa. Da. Sărbători fericite, mulțumim tare mult de vizită. Și vouă, sărbători fericite tuturor celor de acasă, să fiți fericiți, să aveți un an bun și în fiecare în 2021 să ne dăm jos măștile. Din toate punctele de vedere, e profundă. Exact. Profundă. COVID.